Sunt tot mai multe cazuri de moarte subită. În primele zile din martie, două femei au murit subit, asta spun medicii legiști de la noi. E vorba despre o femeie din Târgu Jiu, care a fost găsită fără suflare dimineața în pat de iubitul ei. Al doilea caz este cel al voleibalistei internaționale Ruxandra Dumitrescu, multipla campioană a României și Greciei, a decedat la 46 de ani după un stop cardiorespirator. Vestea a picat ca un trăsnet pentru elevii și pentru colegii ei, care acum sunt în stare de șoc. Colegii și elevii erau obișnuiți să o găsească în fiecare după masă în sala de sport pe Ruxandra Dumitrescu. Seara trecută însă cu toții s-au strâns în locul unde nu de mult țineau antrenamentele pentru a-i aduce un ultim omagiu. M-a ajutat foarte mult. Nu fac de mult timp volei, dar am învățat foarte multe chestii de la ea și nu o să uit. Nu vă putem uita. Eu sunt în stare de șoc, simt că visez. Am spus că a fost ca o mamă pentru ei. A fost mult mai mult decât un model, a fost o mamă pentru ei. Pe fetele noastre, ca o mămică a fost. Și acum fetele noastre au rămas fără mamă. Tot timpul le spunea să zâmbească. Ruxandra Dumitrescu și-a pierdut viața la 46 de ani după ce a suferit un stop cardiorespirator. O jumătate de oră au încercat medicii să o resusciteze, dar au fost obligați să constate decesul. Roxana avea un palmares impresionant, fiind campioană la volei atât în tricoul României cât și al Greciei. De la volei, amândouă am făcut sport de performanță, ea de mare performanță. Ieri am vorbit la sală, ne-am întâlnit la turneu, am stat de povești. Am râs și astăzi a venit vestea ca un fulger. A fost o antrenoare și o femeie extraordinară. Întotdeauna le unea pe fete, întotdeauna ținea să ține la grup. Era o femeie extraordinară, de altfel o voleibalistă senzațională a României, una dintre cele mai mari jucătoare ale României din istorie. Capitan la Panathinaikos. Ruxandra a fost căsătorită cu un renumit sportiv grec de taekwondo, care și-a pierdut și el viața în urmă cu un an și jumătate. Cei doi au lăsat în urmă un fiu de 13 ani care rămâne acum în grija bunicilor.